Un bolid a luat foc după ce șoferul, un tânăr de 29 de ani din Aghireș, a dormit la volanul mașinii, iar din cauza oboselii și neatenției a intrat într-un cap de pod. În urma impactului, autoturismul a ars aproape în totalitate. Conducătorul auto a reușit să iasă la timp din mașină și a fost rănit ușor. Pompierii au stins flăcările care au mistuit bolidul cu repeziciune. Pagubele sunt imense, iar dacă tânărul nu are asigurare casco, va trebui să-și cumpere o altă mașină. Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porulisum al județului Sălaj a fost solicitat să intervină ieri seară la un incendiu izbucnit la un autoturism între localitățile Aghireș și Fetindia. Din cauza unui accident rutier, un autoturism a luat foc, pompierii militari reușind să lichideze incendiul. Din nefericire, autoturismul a fost distrus în proporție de 75%. Un tânăr de 29 de ani se afla la volanul autoturismului proprietate personală, conducând între localitățile Aghireș și Fetindia, iar la un moment dat, pe fondul oboselii și a neadaptării vitezei la condiții de drum, a intrat într-un cap de pod, iar autoturismul a izbucnit în flăcări. Tânărul șofer nu a pățit nimic, însă pentru stingerea focului a fost necesară intervenția pompierilor.